Nu. Vedeți că v-am mai salvat odată. Deci, nu am votat absolut deloc. Motivul? Unul de legalitate, exact cum a spus domnul senator de la UDMR. Și vreau să vă spun un lucru. Puteți să-i acuzați pe cei de la UDMR de orice, dar de lipsă de profesionalism niciodată. Corect, au unii dintre cei mai profesioniști oameni în politică și ar trebui apreciat lucrul ăsta și să luați exemplu. Bun, doi la mână, nici nu pot vreodată să votez un aranjament politic între PSD și USR, am înțeles că a durat 4 luni de zile. Dar mă bucur că ați votat astfel azi, pentru că eu ca avocat știu că trebuie să existe o decizie definitivă pentru a se statua vinovăția sau nevinovăția unei persoane. Deci dumneavoastră v-ați antepronunțat parchetului și instanței, da? Iar în acest moment vreau să vă spun un lucru. Ceea ce ați declanșat este o reacție în lanț, pentru că eu v-am depus peste 600 și ceva de plângeri penale. Drept pentru care, pentru că am sesizat parchetul pentru infracțiuni pe care eu le-am considerat infracțiuni, o să vă solicit tuturor partidelor parlamentare să faceți proiecte de revocare din funcția de senator pentru toți senatorii și pentru toți miniștrii dumneavoastră, împotriva cărora eu am formulat plângeri penale și sunt în anchete la Înalta Curte de Casație și Justiție. Vă mulțumesc!